Salut și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Ce faceți? Cum sunteți, mai oameni buni? Vremea de afară nu prea mă ajută să filmez, așa că mi-am luat ring light-ul din dotare și am înșirat aici în spatele meu câteva produse despre care vom vorbi astăzi. Clipul de astăzi este și o colaborare foarte drăguță cu Raluca, de la Acasă la Raluca, așa se numește canalul ei. Probabil că o bună majoritate din voi o știți deja, iar pentru cei care nu o știți, o să vă las link în descriere către canalul ei, să puteți să mergeți să vedeți și ce anume a filmat ea pentru clipul de astăzi. Dar așa, ca o mică prezentare, ca să zic așa, a canalului ei, eu urmăresc pe Raluca de foarte mult timp, nici nu știu, cred că de un an de zile sau așa, oricum, este ceva timp de când o urmăresc. Am mai avut o colaborare cu ea și sper să mai am și pe viitor, pentru că îmi place tare mult de ea. Este mămica a două fetițe, Ana și Maria, și este o persoană, Doamne, atât de energică. Pe canalul ei, în primul rând, veți găsi clipuri de curățenie, organizare, declutter, dar nu numai. Deci nu vă gândiți că dacă mergeți acolo vedeți numai și numai strict legat de curățenie. Are și vloguri, tips and tricks-uri, tot ce vreți. Este un canal foarte divers, foarte frumos. Mi-e face plăcere să o urmăresc și de ceva timp a început să filmeze așa pe parcursul unei săptămâni și ies niște vloguri foarte lungi. Nu apuc, din păcate, să le văd dintr-o singură bucată. În general, la ora la care postează ea, eu mă trezesc, în general pe perioada asta de weekend, vineri, sâmbătă, duminică și luni, când merg la muncă, și atunci când clipurile ei sunt postate lunea, luni dimineața la cafea, îmi beau cafeaua cu ea. Și bineînțeles, fiind clipul destul de lung, îl continui marți sau depinde cum am timp, dar o bună parte din el îl văd dimineața la cafea sau cel puțin și cât mă machiez sau așa, las telefonul să meargă și o ascult pe fundal pentru că îmi place să o ascult. Ea zice de multe ori și probabil ca mulți dintre noi, batem câmpii așa câteodată când ne apucăm să povestim și ea mereu spune lucrul ăsta că bate câmpii, dar e foarte drăguță când bate câmpii. Dar da, vă las link în descriere către canalul ei și acum haideți să trecem la oile noastre, ca să zic așa. Astăzi vorbim despre 10, 11, nu știu exact. Am încercat să mă limitez la 10 produse pe care le cumpăr săptămânal sau pe care le folosesc săptămânal, zilnic sau ceva de genul. Pentru că, veți vedea, sunt anumite produse pe care le cumpăr în fiecare zi, în fiecare săptămână, sau poate, nu știu, dacă vorbim de exemplu de anumite chestii, poate le cumpăr și de două ori pe săptămână, dar majoritatea sigur le cumpăr în fiecare săptămână, iar dacă nu le cumpăr săptămânal și le cumpăr poate lunar sau ceva de genul, le folosesc săptămânal. Deci sunt 10 produse care mie nu-mi lipsesc niciodată din casă, ca să zic așa. Și nu vorbim despre chestii de bază, cum ar fi pâine, lapte, ouă, făină sau mai știu eu ce. Haideți să încep să vă prezint produsele și să vedem despre ce este vorba. Înainte de a începe cu primele produse, ideea asta de clip, când i-am prezentat-o, când i-am spus-o și Ralucăi, ea a zis că am putea face și cu produse pe care le cumpărăm strict din Lidl. Nu am 10 produse pe care le cumpăr strict din Lidl la modul general, ca să zic așa, și în mod curent, să le cumpăr constant, să le cumpăr săptămână de săptămână, dar
Am câteva și din Lidl pe care, da, le cumpăr săptămânal sau poate chiar și de 2 ori pe săptămână. Dar am și produse pe care, cum v-am spus, le cumpăr poate o dată pe lună sau la 2 luni sau așa, dar le folosesc săptămânal, dacă nu chiar zilnic uneori. Și este vorba, primul produs este acest spray de ulei. Este un spray de gătit. Acesta este luat din Costco. Este prima dată când îl cumpăr, ca să zic așa. Deja l-am folosit de câteva ori și sunt foarte, foarte mulțumită de el. Și după cum vedeți, este mult mai mare decât cel pe care v-am spus eu de nenumărate ori că îl prefer, de la Chosen Foods. Este ulei de avocado. Acesta de care vă spuneam eu mereu, de la Chosen Foods, pe care din păcate nu îl găsesc decât în TK Maxx. Și acesta este, ultima dată când l-am cumpărat a fost 4,49 lire, 143 de grame, și acesta are 397 de grame canola oil din din Costco. Acesta a fost 10 lire set, erau 2 la pachet, deci 5 lire 1. Mult mai convenabil ca și preț, raportul ca cantitate preț este mult mai bun acesta. Deși în Costco găsiți produse de la Chosen Foods, nu știu de ce nu aduc și acest spray de gătit, spray de ulei. Dar da, acesta ar fi un prim produs care mie nu-mi lipsește niciodată din casă. De când le-am descoperit, cred că acum vreo 4 ani sau chiar 5. 5 ani dacă nu mă înșel. Stați că aveam un plastic pe capa care mă enerva că nu mă lăsa să închid capacul cum trebuie. Acum 5 ani cred că am descoperit aceste spray-uri de gătit, de ulei, și de atunci nu îmi lipsesc niciodată din casă. Le folosesc atunci când fac ceva legume la tigaie sau dacă vreau să, nu știu, fac ceva la grill și nu vreau să fiu sigură că nu se lipește, când fac ochiuri, când fac, chiar și când fac waffle sau, nu știu, sau clătite, pancake sau ceva. Tot pe acest spray de ulei merg. Le iau un pic random, nu o să le iau într-o anumită ordine. O să încerc să le las pe cele din Lidl la final, ca să fie cumva grupate. Iar următorul produs care tot așa nu-mi lipsește niciodată din casă este conserva de ton. Mă rog, acesta este din plastic, nu este conservă din aceea de metal. Aceasta este de la Princess, iar aceasta este de la John West. Sunt de genul din acela fără apă, ca să zic așa. Spun că nu trebuie să le scurgi, practic. Ați văzut că, în general, atunci când cumperi o conservă de... îmi cer scuze. Când cumperi o conservă de pește, trebuie să-i scurgi fie apa, fie uleiul. Acestea nu au. În general le prefer pe acestea de la John West, dar ultima dată se pare că le-am luat pe astea de la Princess. Probabil că a fost ceva ofertă și abia acum observ că sunt cu puțin ulei de floarea soarelui. Dar nu este o problemă. În general le prefer pe cele în suc propriu, în apă, în cum vreți să spuneți. Dar da, nici asta nu lipsesc niciodată din casă, pentru că sunt o variantă rapidă de masă, de, nu știu, de pachet, de și au multiple întrebuiințări din punctul meu de vedere. Fie pot să fac, să-mi fac un sandwich cu ton, pot să pun în salată și să-mi fac o salată de ton. La cele mai folosesc? Fac chifteluțe de ton. Am chiar o rețetă pe canal de chifteluțe de ton. O să vă las link în descriere și către acel clip. Este foarte, foarte ușoară acea rețetă și foarte gustoasă, aș spune eu. Mie îmi place foarte mult și nu numai mie, și lui Florin îi place. Și Eric mănâncă. Chiar și Eric mănâncă. Nu-i dau atât de mult conservă de pește, dar acum, dacă fac o chifteluță de ton, îi dau și lui. Sau dacă îmi desfac o cutiuță din aceasta de ton și vrea și el o gură sau așa, nu o să fie absurdă și nu o să-i dau. Și pur și simplu, chiar și așa ca atare, de multe ori mi s-a întâmplat să nu știu ce să-mi iau la pachet la servici
I-am pus o conservă de ton într-o cutie, câteva boabe de porumb, sare, piper și cam ăla a fost pachetul meu cu niște crackers sau o felie de pâine prăjită sau ne, depinde cum preferați. Dar da, nu-mi lipsește tonul din casă. Vedeți că m-am întors un pic într-o parte pentru că o să trebuiască să mă tot întorc să iau produsele de aici. Următoarele produse sau următorul produs care niciodată nu-mi lipsește din casă este vorba despre aceste turtițe de orez în primă fază. Este, nu știu, orez expandat dacă nu mă înșel. Turtițele astea de orez, la fel le-am descoperit de câțiva ani și cel puțin astea cu ciocolată sunt perfecte pentru desert. Sunt de la Snack Jax. Se găsesc în Tesco, Asda, Morrisons și multe altele. Nu se găsesc în Lidl și în Aldi. Sunt perfecte ca și o gustare dulce. Au doar 62 de calorii per bucată. Iar dacă mănânci două, este mai mult decât suficient. Un desert mai sănătos, aș putea spune. Și plecând de la ideea aceasta de turtițe de orez, le-am descoperit pe acestea de porumb, pe care le-am luat din Aldi. Acestea sunt luate din Aldi. Probabil, nu știu sigur, nu pot să vă spun dacă are și Lidl sau alte magazine. Asta din Aldi îmi plac mie. 26 de calorii per bucată și la fel, astea pot fi folosite ca și înlocuitor de pâine, practic. Dacă vrei să-ți faci un sandwich și nu vrei să folosești pâine, poți să dai cu niște cremă de unt, de exemplu, sau cu niște cremă de brânză, am vrut să spun, sau cu unt, o felie de șuncă deasupra și gata sandwich-ul, sau nu știu ce anume preferați voi deasupra. Eu de cele mai multe ori le folosesc așa, ca atare, atunci când îmi este foame, mai ales la muncă le-am folosit în general pe astea, atunci când îmi este foame și nu am timp efectiv să-mi iau pauze să mănânc, ronțui una, două și îmi potolesc un pic foamea, sau acasă le folosesc pe post de pâine pentru o gustare, tot așa, ca să zic așa, sănătoasă. Și anume le folosesc cu unt de arahide și gem. Că tot am zis de untul de arahide, le am aici lângă mine pe toate trei, pentru că o să vi-l arăt pe fiecare în parte. Nu-mi lipsește niciodată din casă untul de arahide. Este un produs pe care îl folosesc constant, fie la mic dejun, la gustări, la orice, și chiar și la prăjituri. Și mă bucur foarte mult că îi place și lui Eric. Am aici trei variante pe care acum, în momentul de față, le am în casă. Dar mai sunt cele de la Meridian pe care le cumpăr, dacă nu mă înșel, se numesc Pipenat. Celălalt pe care puteți să-l găsiți. Acesta pe care, care este și început în momentul de față, este din Aldi și l-am luat în ideea de a îl testa. Este bun, dar nu este preferatul meu. Apoi îl am pe acesta de la Biona. Acesta, după cum vedeți, nu este desfăcut, nu l-am început. Mi se pare interesantă culoarea, este foarte deschisă culoarea comparativ cu acesta de la Aldi. Dar am zis că n-are rost să-l desfac momentan, atâta timp cât mai am din acesta cam jumătate, da, cam jumătate de borcan, și ambele sunt unt de arahide. Deci nu e ca și cum unul este unt de arahide și celălalt este de caju sau mai știu eu ce. Iar apoi îl mai am pe acesta, este imens acest borcan. Acesta l-am cumpărat din Costco, în ultimul haul pe care l-am făcut în Costco, sau penultimul, nu mai știu, mă rog. Dar l-am cumpărat din Costco, mi s-a părut raportul cantitate-preț foarte bun și este și mai safe, ca să zic așa, pentru că nu este din sticlă. Bine, nu este cea mai optimă soluție, pentru că în felul acesta ăsta va merge la gunoi.
pe când astea pot fi refolosite în casă, dacă vreți să le folosiți pentru condimente sau pentru orice altceva, dar mi s-a părut foarte ok prețul și arată foarte bine. Acum, la fel ca și cu ăsta, încă nu le-am desfăcut pentru că nu vreau să le desfac atât timp cât am deja unul. Știu sigur că dacă o să-mi placă mai mult unul din astea două și le desfac, ăsta nu o să-l mai folosesc și va ajunge la gunoi, ceea ce nu vreau. Untul de arahid îl folosesc ca și gustare cu acele tortițe de orez sau de porumb. Pur și simplu le ung puțin cu unt de arahide. Există, bineînțeles, și unt de migdale, unt de caju, dar untul de arahide este preferatul meu. Iar apoi o linguriță de gem deasupra sau câteva felii de banană. La fel de bine îl mai folosesc cu mere, pur și simplu îmi tai mărul felii, pun o linguriță de unt de arahide pe farfurie și pur și simplu îl folosesc ca un dip, ca să zic așa, pentru mere și este o gustare foarte, foarte rapidă și foarte sănătoasă, zic eu. Și da, nu, chiar nu îmi lipsește din casă, după cum v-am zis, și pe acesta l-am descoperit, cred că de vreo... De fapt, nu l-am descoperit de vreo 4-5 ani. Ideea este că l-am descoperit acum mult mai mulți ani, dar nu-mi plăcea atunci, nu știu de ce. Probabil că atunci când fratele meu era cu untul de arahide, nu știu acum în prezent dacă îi mai place sau nu, dar el atunci, cred că era pe varianta aceea crunchy și mie aia nu-mi place. Și probabil că de-aia am gustat, nu mi-a plăcut. Și mult timp n-am mai încercat, dar apoi l-am reîncercat pe acesta și cam aia a fost, a rămas preferatul meu, un produs pe care îl folosesc aproape zilnic. Și acum a venit rândul produselor din Lidl și nu numai, dar în mare parte din Lidl. În primul rând este vorba despre, haideți să le țin invers ca să le vedeți. Acest mix de roșii sherry arată cam așa pachetelul. Este 99 de pii, dacă nu mă înșel. Cred că 99 de pii este cutiuța aceasta. Are 250 de grame și mie îmi plac foarte mult. Fie în salate, fie lângă... Depinde ce mănânc la micul dejun. De exemplu, astăzi la micul dejun am mâncat două fierte cu o felie de pâine și mi-am tăiat lângă, după cum ați văzut probabil la începutul clipului, mi-am tăiat și câteva roșii din acestea, castravete, ridichi, mă rog, dar ideea este că astea sunt preferatele mele și le cumpăr destul de des, săptămânal le cumpăr. Nu știu dacă le cumpăr neapărat de două ori pe săptămână, pentru că în general le mănânc numai eu pe astea. Florin preferă roșiile de culoare roșie, ca să zic așa. Nu zic că nu mănâncă din astea, dar nu sunt preferatele lui și atunci cred că una de astea pe săptămână sau poate două îmi ajung. Acum aveam una deja în frigider și am fost aseară pe la mici cumpărături. O să vă las câteva cadre de aseară de la cumpărături ca să vedeți. Am fost cu Eric până în Lidl pentru că aveam nevoie să cumpăr câteva produse și anume acest iaurt grecesc. Mai am un singur borcanel în frigider. Îl cumpăr săptămânal pe acesta. Îmi place foarte, foarte mult. Îl folosesc încă de când era Eric mic, pentru că dimensiunea unui borcanaj din acesta are 125 de grame. Era perfectă pentru el atunci când era mai mic. Mânca un iaurțel din ăsta și era suficient. În felul acesta nu trebuia să-l țin desfăcut prea mult în frigider. Și am dat o fugă aseară până în Lidl să îmi refac stocul. Bine, puteam să merg și astăzi, dar... Dacă tot vreau să filmez acest clip pentru voi, am zis să merg aseară ca astăzi să mă apuc direct de filmat cât este Eric la grădiniță. Și tot din Lidl am această cremă de brânză. Am luat chiar aseară, am luat două. Este un înlocuitor perfect pentru Philadelphia. Este mult mai ieftină decât Philadelphia.
69 de pii, dacă nu mă înșel, cutia de 200 de grame și Philadelphia, cred că sub o liră nu se găsește, poate chiar o liră 50, la aceeași cantitate. Ne place foarte mult, atât mie, cât și lui Florin și lui Eric. Bineînțeles că întrebuințarea principală este la sandvișuri sau, bine, tot un fel de sandviș este când fac wrap-uri din acelea, tortilla wraps din acelea cu diverse chestii în ele. Prefer să folosesc cremă de brânză în loc de unt. Stați un pic să le dau mai în spate. Aici, într-o cutie oarecare, am parmezan. În mod normal, cumpăr parmezanul și îmi place cel din Lidl. Nu am acum un frigider să vă arăt și nu avea niciun rost să cumpăr, iar acesta se află în cutia aceasta de la Ikea pentru că este cel din Costco. Cred că este marca Kirkland, cred, nu știu sigur, dar pentru că mă tot enerva fermoarul acela de la pungă, l-am pus în cutie și în felul acesta mi este mult mai ușor să-l și folosesc. Pur și simplu desfac și iau o linguriță și presar peste mâncarea respectivă. Dar da, și acesta este unul din produsele care nouă nu ne lipsesc niciodată din casă, pentru că îl folosesc peste orice. Eu sunt un pic obsedată, ca să zic așa, dependentă de parmezan. Încercați, dacă n-ați încercat, pastele cu unt și cu parmezan. Este o rețetă simplă, foarte, foarte rapidă și foarte gustoasă. Îl presar peste orice fel de mâncare, peste cartofi, peste piureuri, peste legume, peste orice. Chiar și în salată uneori îmi presar așa deasupra și îmi place foarte, foarte mult. Haideți să ne mutăm la următorul produs, următorul articol care nu lipsește niciodată din casă și anume, opa, și anume fulgii de ovăz. Acesta este, pachetul acesta este din Lidl, este de 1 kg și este până într-o liră sau ceva de genul. Folosesc fulgi de ovăz aproape zilnic. Nu pot să spun că este un produs pe care îl cumpăr săptămânal, pentru că garantat nu mănânc un kil de fulgi de ovăz pe săptămână. Doar Eric mai mănâncă terci de ovăz dimineața. Florin nu mănâncă și atunci nu prea am cum să folosesc un kil pe săptămână, dar este un produs la fel pe care îl cumpăr de cel mai multe ori din Lidl, pentru că mi se pare foarte ok ca preț și îl folosesc, cum v-am zis, ca și terci de ovăz. Îl folosesc la clătitele, la pancakes cu banane și ovăz, adică îl folosesc în loc de făină. Mai folosesc uneori și la banana. Și cum vă spuneam înainte de a mă întrerupe camera, pentru că aparent vorbesc de peste 20 de minute și are o, nu știu cum să zic, un interval în care poți să filmezi, se oprește și după aia filmezi din nou. M-a oprit camera, deci vorbesc de mult prea mult timp și mai am încă vreo 2-3 produse să vi le arăt. Vă spuneam de fulgi de ovăz. A doua variantă de fulgi de ovăz sunt aceștia instant, ca să zic așa. Pur și simplu ăștia, haideți să vă arăt pe spate pentru că vă arată instrucțiunile, ca să zic așa, cum se folosesc. Pur și simplu îi pui în castron, adaugi lapte, îi bagi la microunde 2 minute și gata. Un mic dejun sănătos și gustos. Aceștia sunt cu ciocolată pentru că îmi plac și mie și lui Eric. Și în felul acesta ai un mic dejun slash desert foarte rapid, gustos și sănătos. În felul acesta ai un mic dejun gustos, sănătos, rapid și este și un desert în același timp. Tot din Lidl am luat de această dată, niciodată nu-mi lipsește din casă această pastă de tomate. Este ca și un tub de pastă de dinți. Mie îmi place foarte mult asta, o prefer în locul borcanelor, ca să zic așa, de bulion, pasta de tomate, cum vreți să-i spuneți. Mi se pare mult, mult mai ușor de folosit, mult mai ok ca preț și da, de cele mai multe ori prefer să o cumpăr fie din Lidl, fie din Aldi, dar ținând cont că în Lidl am drum garantat săptămânal,
o cumpăr de acolo. Bineînțeles că nu, asta nu pot să spun că o cumpăr săptămânal, pentru că de obicei atunci când mai am doar una sau când mai am doar una care este deja începută, cumpăr două sau trei, pentru că și termenul de valabilitate, aceasta de exemplu are 3 ani termen de valabilitate, cumpăr trei sau așa și le am în casă. Deci nu pot să spun că este un produs pe care îl cumpăr săptămânal, dar este un produs care nu îmi lipsește niciodată din casă. Iar un alt produs, ca să zic așa, care nu îmi lipsește niciodată din casă, sunt nucile, ca să zic așa, la modul general. După cum vedeți, am aici un borcan, acesta l-am tot din Costco, l-am cumpărat acum vreo 2 luni, nici nu mai știu acum cât timp l-am cumpărat, și este un mix practic de caju, migdale, fistic, nuci de macadamia și nuci braziliene, Brazil nuts. Și sunt și sărate, sunt perfecte ca și, haideți să-l las un pic jos pentru că este cam mare să-l țin așa în mână, este un mix perfect, ca să zic așa, și borcanul acesta îl face foarte ușor accesibil, pur și simplu desfac borcanul atunci când vreau o gustare rapidă, când mi-e foame și vreau să mănânc ceva rapid. Fac mâna, am luat o mână de nuci și cam aia este gustarea, dar bineînțeles că am și acest mix din Lidl pe care îl cumpăr nu neapărat săptămânal, dar la 2 săptămâni îl cumpăr, pentru că nu pot să spun că mănânc numai din astea. Acesta este un mix de fructe din acelea uscate și nuci, și anume are nuci, migdale, stafide și merișoare. Porție, per servire, 30 de grame, 151 de calorii, ceea ce mie mi se pare foarte, foarte ok. Chiar mai am, cred că am terminat pachetul pe care l-aveam în geantă. Ăsta, în general, mixul acesta îl țin mereu în geantă, mai ales în zilele în care merg la muncă, pentru că la fel atunci când mi se face un pic foame între mese, mă salvează și pofta de dulce și pofta de mâncare, ca să zic așa, mă păcălesc un pic. Și cred că astea sunt produsele din Lidl. Și mai am aici un produs care de când l-am descoperit nu îmi lipsește din casă. Este vorba despre un condiment, se numește Everything But The Bagel Seasoning Blend with sea salt, garlic and onion, și este un amestec de stați un pic să vedem dacă da. Deci este un amestec de semințe de susan, semințe de susan albe, negre, deci toate culorile, ca să zic așa, sare de mare, usturoi, praf de usturoi, praf de ceapă, da, cum v-am zis, semințe negre de susan, black sesame seeds, și mac. Folosesc acest condiment, probabil că ați văzut la începutul clipului, dacă nu, mergeți înapoi să vedeți. Era ceva presărat peste micul meu dejun. Folosesc acest condiment pe salate, pe, nu știu, pâine prăjită cu brânză, în special peste avocado. Adică dacă îmi fac un avocado toast, dacă îmi fac o felie de pâine prăjită sau două cu avocado, nu lipsește. L-am descoperit într-un clip la cineva pe YouTube acest condiment. Este de la Trader Joe's, ceea ce înseamnă că nu se găsește în UK. Eu îl iau de pe Amazon, o să vă las link în descriere către el. Este un pic cam scump, într-adevăr. Am dat, ultima dată când am cumpărat ăsta, am dat 12 lire pe două borcane din acestea, dar nici nu mai știu când a fost comanda plasată. Mai am un pic din ăsta, nu foarte mult, și mai am oricum cea de-a doua, deci mai am una, mai am cea de-a doua sticlă. Dar vi-l recomand, vi-l recomand. Și sinceră să fiu, am mai încercat alte variante de la alte firme, dar acesta este preferatul meu. Și, după cum v-am zis și un pic mai devreme, am vorbit foarte, foarte mult despre aceste produse. O să vă las cu câteva imagini de aseară din... Da,
de seară din Lidl, iar apoi nu știu ce mai facem. O să, bineînțeles, mă apuc să pun produsele astea la loc, pentru că în scurt timp o să mergem să-l luăm pe Eric de la grădiniță și atunci vedem ce mai facem. Dacă e ceva, ne auzim un pic mai târziu. Oricum o să vă las cu un voiceover, că trebuie să golesc un pic chiuveta de vase. Adică facem și ceva treabă, nu se rezumă clipul doar la asta. Dar da, haideți că ne auzim puțin mai târziu. Și după cum v-am promis, vă las și cu câteva imagini de aseară din Lidl. Nu am filmat foarte mult în magazin, pentru că am fost și cu Eric și trebuia să fiu cu ochii pe el, nu pe cameră. Dar haideți că ne mutăm imediat acasă și ne apucăm de un declutter. Am un sertar aici în bucătărie în care s-au adunat tot felul de chestii vrute și nevrute. Probabil că toți avem un sertar din acesta în care aruncăm tot ce se poate, ca să zic așa, un fel de, cum se numește, cred că junk drawer, un sertar în care se adună toate, grămadă, care nu prea îl folosim sau atunci când îl folosim avem o mică dificultate așa în a găsi ce avem nevoie, așa că m-am gândit să fac un pic de ordine în el, să văd ce anume mai îmi trebuie și ce nu din acest sertar, să-l șterg puțin și apoi să, bineînțeles, să reorganizez ce anume păstrez în el. Este un sertar, nu știu dacă observați în dreapta ecranului, este chiar lângă geam și atunci pe acesta nu îl folosesc atât de mult, tocmai în ideea că este mai departe de suprafața mea de lucru și aici am țin, după cum ați văzut, telul, clipsuri din acestea de pungi, chestii mai puțin importante, ca să zic așa, nu tacâmuri sau mai știu eu ce, spatule, ceva ce folosesc în mod constant. Dar nu este nicio problemă, că o să facem curat și în cel de tacâmuri, pentru că este nevoie odată la ceva timp să mai facem un declutter, să mai vedem. Îi pun în spate aici paiele acestea de silicon lui Eric, pentru că deja are trei pe care le folosește, dar apoi, după cum vedeți, m-am răzgândit și am acel săculeț care a venit cu niște paie de metal atunci când l-am comandat și m-am hotărât să țin paiele toate în acel săculeț. În cutiuța aceea din spate am diverse forme, fie pentru cafea, pentru prăjiturele, cookies, pancakes sau ce vreți voi. Este o cutiuță așa mai cu de toate. Și acum tot ce fac este să pun totul la loc, să încerc să le așez cât mai bine. Dar da, sper că vă motivează și pe voi să faceți și voi curat declutter, cum vreți să-i spuneți, însertare. Puteți să dați drumul la acest clip și să îl lăsați pe fundal în timp ce vă curățați unul din sertare. Și acum că am terminat așa parțial din treabă, am zis că înainte de a vă lăsa cu câteva imagini și înainte de a face o încheiere efectiv a clipului, am zis să vă arăt două cărți. Le-am comandat zilele trecute și doar ce mi-a ajuns comanda și atunci am zis să vi le arăt și vouă. Și acum că am terminat cu marea majoritate a treburilor pe care le-am avut pe aici, am zis să vă arăt și două cărți. Le-am aici lângă mine. Am plasat o comandă zilele trecute și mi-au ajuns. Sunt doar două cărți de această dată. Una dintre ele am citit niște review-uri, comentarii pe Facebook despre ea, iar cealaltă am văzut-o la cineva într-un clip pe YouTube și am zis să vi le arăt și vouă. Și haideți să începem cu cea despre care am citit pe Facebook, și anume este vorba despre cartea Sunt o babă comunistă de Dan Lungu. Mi s-au părut interesante comentariile pe care le-au lăsat persoanele ce au citit această carte. Nu este foarte groasă, are doar 180
190, stai un pic, 190 de pagini, ceea ce mă face să cred că poate fi citită. Îmi cer scuze, mi s-a auzit telefonul. Ceea ce mă face să cred că poate fi citită chiar și într-o singură zi, dacă ai timpul necesar. Și haideți să vedem ce zice pe spatele ei, asta în cazul în care sunteți curioși, curioase. Și haideți să vedem și ce zice pe spatele cărții, asta în cazul în care vreți să aveți mai multe detalii, în cazul în care vreți să o achiziționați și voi. Și spune așa: ne aflăm la aproape 10 ani de la căderea dictaturii ceaușiste, cu puțin timp înaintea alegerilor electorale. Emilia Apostoae, pensionară care și-a trăit cea mai mare parte a vieții sub regimul puterii populare, primește un telefon de la Alice, fiica sa, emigrată în Canada, prin care este îndemnată să nu voteze cu foștii comuniști. Acest telefon, urmat de alte discuții în contradictoriu, o aruncă pe Emilia într-o adevărată criză identitară, din care încearcă să se salveze rememorând trecutul și căutându-și justificări în ochii ei și ai fiicei pentru propriile nostalgii. Însoțite mereu de umor și autoironie, ne întoarcem spre copilăria și adolescența Emiliei. Intrăm în miezul nostalgiei paradoxale după dictatură, pulsăm în ritmurile vieții cotidiene și înțelegem din interior problemele epocii. Mi s-a părut așa o carte, nu știu, care probabil ne-ar face un pic să înțelegem perioada de dinainte de 89, pentru cei care n-am trăit-o. Că nu pot să spun că am trăit-o, pentru că nu țin minte foarte mare lucru de atunci. Iar cea de-a doua carte, mergem un pic așa în zona de ficțiune, cred, adică mie așa îmi pare, și este anume Biblioteca de la miezul nopții. O singură bibliotecă, o infinitate de vieți. Mi s-a părut foarte, nu știu cum să zic, folosesc chiar cuvântul interesantă, descrierea pe care a făcut-o, nu mai știu, nu mi-aduc aminte acum la cine am văzut un clip pe YouTube, dar mi s-a părut interesantă și am zis o comand și zice așa: o bibliotecă, o infinitate de vieți, care este cea mai bună? Undeva la marginea universului există o bibliotecă infinită de cărți, iar fiecare poveste dintre ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieții tale, așa cum e, alta spune povestea vieții cum ar fi fost, dacă ai fi luat altă decizie într-un anumit moment. Toți ne întrebăm mereu cum ar fi putut să fie viețile noastre. Dar dacă am găsit răspunsul într-o bibliotecă? Nu vă mai citesc mai mult pentru că nu are rost, dar mi s-a părut interesantă și, sinceră să fiu, abia aștept să le citesc pe amândouă. Sper să vă fac și pe voi curioși, curioase despre ele, și o să încerc să le caut și să vă las link în descriere către ele, dacă vreți să citiți mai multe detalii. În mare parte, cam ăsta a fost clipul de astăzi. O să vă mai las, bineînțeles, cu câteva imagini. Nu știu încă dacă voi mai vorbi cu voi, o să încerc, dar dacă nu, ne auzim cu un voiceover, așa că ne auzim mai târziu. Nu am mai apucat să filmez nimic astăzi pentru că s-a trezit și Eric și, bineînțeles, că am petrecut timp împreună și am și uitat să iau camera, ca să fiu sinceră. M-am focusat pe el și pe mici treburi, așa, prin bucătărie, poate depus o mașină de vase, acum o golesc, ca să o pregătesc pe cea de mâine, să încep să o încarc. Dar da, cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, lăsați-mi scris în comentarii ce produse aveți voi care nu vă lipsesc niciodată din casă. Ce cumpărați mereu? Ce cumpărați constant? Care este produsul acela de care nu vă puteți lipsi săptămână de săptămână sau lună de lună? Depinde cum vreți să o luați. Eu sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a făcut plăcere să treceți pe la mine, mie mi-a făcut plăcere să stau cu voi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, iar dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați, iar până data viitoare, când ne revedem cu un nou clip, vă las cu câteva imagini din această seară, iar eu vă spun pupici, pa, pa!
bani. S-au blocat acolo, mami? Dar câte pui, mami? Da, mami, că ăsta iar s-a blocat aici. Încet. Pleacă bol, scutem.